Bun. Florenții, Denisa, bună seara, Scondac, Dani, Ștefan 25, Ștefan 89, Daniela Bozoschi, Alex Buzugan, Alin Robert Ferraru, Marius Marinescu, Neluniță, Marius Chiriță, Tarius Tapic, Bosul Boșilor, CRS, Burlea Octav, Mihalcea, Alex Alex, Alex Buzdugan, Alexandru Gadiu, Virgil Joavino, bună seara și Bo, Manel Manea, Mitica Andrei, CFN, Monica, Anel, bună seara și Bo. <coughs> da. <coughs> Caun. Uh, David Dutu, salutare, Nicolae Aurel, Nico Nicol, Cristi Popescu, Cristian Stănescu, Toma Gheorghe. Bună seara, uite ce nume și-a pus Toma Gheorghe. <laughs> Cata Enoc, bună seara, ce subiect avem? Păi n-ai văzut titlu? Legile nescrise din pușcării. Da, păi tu mereu mă uimești, Adrian, eu nu-ți nici nu trebuie. Nici nu trebuia să gândesc mult că tu ești. David Duțu, cu ce mai jignit? Păi nu știu. Nu știu dacă mai jignit. Mai jignit cu ceva? Și dacă mai jignit, rămâi tu cu jignitele, nu e o problemă. Ah, am înțeles, Mitică, Ileana Prihoba, bună seara. Mai aștept să intrați așa, mai citesc din mesajele voastre. Cred că nu vin notificări la toată, la toți. Vin mai greu, probabil. Mai ca să nu scap vreunul să ziceți că nu l-am salutat. De asemenea și ție, Mitica Andrei, Rapanu, bună seara și ție, Rapanu, că am în ultima vreme Marius aici să-ți povestesc. Da, nu am voie să fiu deloc, trebuie să stau drept, să râd, să glumesc, nu? Mitică, merge bine treaba. Mihai Sandu, bună seara! <coughs> Uh, faza aia, hai grijă să nu scap să pun adevărat. Era o dată, voi cere să Asta face parte din legile nescrise cu săpunul. Gabriela, bună seara, bună seara, chat, doamne ajută să fii sănătos și ție mitică. Uh, Rotaru Paul, bună seara, Absar vinovat, da, să fii să a de știi, era la care spune pe alte live-uri că eu am luat aneuri, am înțeles acum. Florin voi cu bună seara, ai să trăiți. Fi atent, e foan, am o rugăminte la tine. Ei uh, numărul meu de telefon, te rog frumos, și sună-mă și pe mine în privat. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Doamne, uh, doar mă referam la jignir, nu te-am jignit, dar nu am zis da, Duțu că mai jigni sau mai știu eu ce, Doamne ferește, stați puțin. Iulian Cioroianu, bună seara! Ina, bună seara! Păi Ina, tu n-aveai uh, cheiță? Iar e fără cheiță? Lăsați-l pe Toma să vorbească, nici măcar nu le-am seamă. Uh, Ciprian Gurian, bună seara! Cezar Iulian, bună seara! Nu! a vină, parcă, da. Cuichi, hai să vezi acum. Bună seara, Natalia, bună seara. Uh, da, legile nescrise în pușcării. Așa, ăsta e titlul. Parcă aveai și tu inachiiță, din câte mi-aduc aminte. Mm -hmm. A, Ina, nu a avut am înțeles. Mă rog, te urmăresc de la început, nu fac probleme și sunt ok. Mă faci pe mine moderator, te rog, Florin, voi cu Mă mai gândesc, deocamdată am șase moderatori care sunt foarte buni, suntem și prieteni, își fac treaba cum trebuie și nu văd de ce trebuie să cumplu chat de moderatori. Pe așa nu mai stă nimeni. Nicu Moga, bună seara! Six, salut! Da, am înțeles, Ina. Nicoleta, Persu, Imbre, bună seara! Deci, Ia uite, pe Toma Gheorghe îl put, moderator. <laughs> nu mai pe tine nu te puneam în moderator acum. Am pe de ce vrei să blochezi tot? Salut, Georgian Stănescu. Ești mai sexy cu porul de sfăcut, aoleu? Eu îl țin legat că muncești, na. Mariu și eu vreau să-ți fiu prieten virtual dacă n-am șansa să te cunosc mai bine. Da, Uh, am să fac așa uh, o selecție împreună cu moderatorii și care considerăm noi că meritați, o să intrați în grupul moderatorilor, mai stăm acolo de vorbă, ne vedem față în față, eu cred că este ok, nu? O să facem o selecție așa, știți, ca să nu, Da, ca să pun zeci de mii de moderatori, nu e bine. Robert salutare Ava Garner, bună seara Marius, bună seara chat. Ro Romeo și Romina, bună seara. Florin Voicu. așa, Monica, ok. Moderatorii văd. Urmăresc tot ce scrieți și dacă care merită ca prieteni așa, intrați în grup și stăm de vorbă pe grup. Pentru că e privat. Andrei Versacos, bună seara. Asta este dacă e să murim, murim și cu asta basta. Mihai Radu, salutare. Ionut, salutare. Mă salută Narcisa și o salut pe ea și pe tine. Când mai vii la Timișoara vreau să ne vedem la o cafea. Ok, Mitica Andrei. Uh, Ovidiu Adrian, bună seara. Păi există grupul moderatorilor. Florenții, pe păi, dar nu știe, lucrul ăsta? Ți-ai dat numărul de telefon ca să fi băgat în grup? Nu l-ai dat. Vei fi și tu băgat, vorbim cu Anele, îmi trimiți numărul și ok, Ina, numărul pe, pe WhatsApp. Valentin Compșia, bună seara! Ștefan, n-am să le dau vlog direct, eu le dau decât celor care fac spam. Nu înțelegi? Și o să înțelegi tu de ce nu sunt Jeffy. Bună seara! Mm. Sunt destul de lungi, la 16 ani. Bravo ție! Maria Lavinu, bună seara! Unde este grupul pe WhatsApp? Vreau și eu să fac parte din grupul moderatorului. Florenții, păi trimite numărul pe WhatsApp. Eu îl dau la Anel și ia te bag în grup. Văd că Anel nu mai apare. Georgean uh, Georgian Stănescu, crezi că mai există iubire și prietenie ziua de azi? No. E unul la un milion. Roxandra, bună seara. Bun, haideți ca să încep că... Nu e o problemă. Au dreptul, nu au dreptul, Ștefane. Au dreptul la libera exprimare și poate să facă cum vrea ei. Cum... Aoleu. Am înțeles, Evoan. Da, uite, Anel e aici, îmi scrie mie Florenții, îmi dai numărul și Ina. Îmi dați numărul pe WhatsApp și le dau lui Anel să le bage în grup. Fane bună seara, bună. Aș vrea să vă spun așa, aceste legi și erau pe, pe vremea mea, nu acum, în vremurile astea, nu mai vezi nimic din acele legi decât una din ele. Dar nu toate penitenciarele, ci în câteva. Dar rea salutare, burlea octav, vis-a-vis -vis de cât de mult. avansa lumea cât ai fost închiși, știu că ai mai vorbit de asta pe alocuri, dar cred că merită un live întreg. Da, o să țin, o să țin minte și de asta. Toma Gheorghe, păi nu te pun pe tine moderator, nu, Toma Gheorghe. Păi, uh, am pățit o cu cei mai buni prieteni, Georgian Stănescu. 11 ani, aproape 11 ani, am stat cu ei în cameră și tot m-au. Aurelia îndrăgan, Bună seara! Uh, în momentul în care cineva intra la pușcărie pe arest, începeau aceste legi nescrise prin niște jocuri. Cred că v-am mai povestit eu de acele jocuri. Pariurile, judecătoria, avionul, metrou. Astea sunt jocuri inventate de hoți. Prin aceste jocuri, în momentul în care intrai în cameră și nu te lua din prima seară, te lăsa, știi, te descosau altfel, te întrebau de fapt ce mai e pe afară, dacă cunoști pe cineva așa și bine asta, na, și acum se fac lucrurile astea dar de-a doua seară începea să te ia cu aceste jocuri aceste jocuri pe care vi le-am denumit eu Te defineau pe tine Ca fraier Ca băiat ca bulanjiu ca șmecher deci în funcție de dorință sau nedorință era și etichetat pentru că jocurile astea sunt uh, mai murdare așa știi și nu prea nu le acceptă toată lumea uh, v-am mai povestit de ele așa că n-am să mai povestesc de ele S.G. bună seara George Pușcuță bună seara uh, Daniel Pietro M.P. suflet păcătos salutare și vouă loc. pe păi Aurelian, unul din ei eram și eu, Înțeles, făceam popros, deci ai pățit să întâlnești oameni, deci asta face parte din legea hoțească să faci poprosul, dar de fapt uh, să, uh, să fi bazat pe tine, bine, uh, fizic sau psihic, uh, la pușcherie poți să bași și psihic, dar mulți foarte mulți hoți bătrâni făceau pe proștii, făceau făceau neștiutorii, doar așa știi, ca să-i descoase pe unii și pe alții, să vadă ce este de, de, capul lor. Deci prin aceste jocuri își, își luau eticheta. Dacă mi-aduc eu bine aminte, două din ele sunt foarte, foarte dure și înjositoare iar celelalte două sunt așa mai de caterincă. Dacă intrai în cele două înjositoare, în următoarea seară te trezeai că vine unul să, cu ideea aia, știi, băi, a venit cineva sau am auzit sau uh, mi-aduc aminte, vrăjeală de aia, știi, că tu ai făcut prostii la viața ta și așa mai departe, și atât de mult îl zăpăceau pe om și după aceea îi spunea uh, chestia cu cornetul. Heller Elena, bună seara, acolo ai brei la Ibraila, salutare, uh, Ion Bogdan, bună seara. Și îți dai seama că ca primar, ca și primar, primar le spun la ăștia care fac prima oară pușcărie. Uh, puneai botul, spuneai, băi, ca să le dovedesc că nu s-a întâmplat nimic, stau să-mi cornetul. Aurelian Drăgan, îți mulțumesc mult pentru donație. Uh, a Petre Eduard, bună seara. Și vă dați seama că în momentul în care omul se punea în pat și crăcăna de buci, uh, în el nu intra cornetul. Chestia cu cornetul e vrăjeală, ca să știți. Uh, se făcea cornetul la mișto, dar nu intra cornetul, era direct penetrat. Pentru că se considera că ăștia sunt oameni slabi. Așa considerau, nu știu cum să le zic, că pentru mine, din punctul meu de vedere, chiar dacă erau din garda veche sau erau deținuți vechi, nu mi se părea normal sau corect să faci lucrul ăsta dacă puteai să-l prostești altfel sau să-l păcălești sau nu știu uh, ok era cum să spun eu nu era o problemă că era el încet la minte și prost nu-i dădea seama pentru că se întâmplau și de-astea erau păcăliți erau prostiți că vezi Doamne ține la ei nu spune la nimeni, nu află nimeni și așa mai departe <coughs> am să vă spun și o poveste uh, mi ce ce aminte că poate uit Record. Uh, bună seara, Consuelo, bună seara și ție și uh, foarte mulți din ei erau uh, înjosiți, ca să spun așa, după arest, că acolo plecau, uh, de acolo plecau uh, majoritatea uh, relelor, că până la urmă aceste rele erau undeva combinate între bine și rău. Uh, uh. În colege care, nu știu, dar care din voi ați, ați prins-o, era rația. Aia o făcea în prima zi de ținutului care intra pe... Uh, cum a fost varza de seară? Îți dai seama că... Na. Uh, era rația. Rația uh, se referea la... Vezi, Doamne, ca afară că trebuie să-ți dea ulei, zahăr, uh, făină, orez și deținuții făceau, știi, noi în cameră spuneam, băi, dar azi nu ne-a dat rația, trebuia să ne dea rația, și un ștou de ăsta ca să-l să băgăm și pe el în joc. Și la auzei că, na, dacă omul nu știa ce aia pus cu ce să mănâncă, pe păi ce domne aici să dă, da, 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 ne dă, o dată pe lună ne dă, dar ție nu ți-a dat acum când a intrat? Nu mi-a dat nimic. Pe cum o să nu-ți dea? Sună-mă la ușă, o să-ți dea rația. O uh, Pep, da, asta e, asta e munca pe care, o, am, pe care o am, e și pe ploaie, și pe vânt, și pe furtună, și, na, ce să fac. Uh, Elena, like, 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 pentru Marius apăsăm butonul și puteți să dați un share sau subscribe. Desert, bună seara, Leca Alexandru, bună seara. Uh, și atât de mult era convins acel primar că trebuie să-i se dea rația, că a apăsat pe înainte nu bătea în ușă, că naparest de obicei nu bați în ușă, ai un buton și se aprinde un bec. Și când venea Gabor și spunea, domnule, păi uite, eu am intrat și nu mi-a rația de ulei, de zahăr, dar și scotea Gaboru și atâta bătaie. N-are nimic, Anel, n-are nimic. Tu mereu greșiști. Teo la papuci. Și îi dădea la palmă îi dădea. Ce era mai rău de... V-am spus că legea asta se respectă și în ziua de astăzi, în anumite penitenciare, de pedofili și violatori. Efoan, stai o secundă, stați o secundă, vă rog frumos. Deci, de pedofil și de violatori de violator era... Ok, EFON, am înțeles, nicio problemă. Când dorești tu, cu cea mai mare plăcere. Carlos Emanuel, bună seara. Bogdan Bizon, am vorbit despre munca la pușcărie. Deci, asta era cea mai drastică lege pentru... pe care... Nu putea să o halească nici măcar cel mai prost deținut. În momentul în care intra pe arescă de acolo, pleca toate lucrurile, așa cum am zis. Uh, gardianul care îl băga în cameră știa cu ce este, și când îl băga în cameră. Doar atât spunea, aveți grijă că e băia bun. Deci pe vremea aia când spunea băia bun, era ori violator, ori pedofil, ori produitor. Dar cum pe vremea aia nu existau produitori, într-o pușcărie dacă era unul, doi și aia erau aici Le Rămâneau doar două variante, violator sau pedofil. <coughs> și nu-i zicea nimeni nimic, îl lăsa, îl lăsa în pace, știi, să plimba nervos prin cameră, era agitat, dar pe de-o parte și liniștit pentru că l-au auzise pe gardian când spunea, lăsați-l în pace, aveți grijă că-i băiat bun, știi, el nu știa de fapt că ăsta era un cod și îl luai ce faci frățioare, de pe unde ești, ce mai e pe afară, pe cine cunoști, la 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 la, cu ce vin la pușcărie. Vă dați seama că niciodată un violator sau un pedofil nu spunea sunt cu pedofilie sau cu viol. Niciodată. Ba furt, ba Astea erau cele mai uzuale fapte pe care le spuneau. Mm -hmm. Și cei furatul, ai că vă dau un exemplu. tălhărie. Da de cobra salutare. Și ce-i tâlhărit? Păi am tâlhărit o babă și m-a prins poliția, n-am avut timp să mai, să mai fug și așa mai departe. Ah, am înțeles. Nu-i zicea nimeni nimic, că îl lăsam pace. Începeau în prima variantă acele jocuri stupide, așa ca să le spun dar și amuzante totodată, și îl simți din prima, îl simți din prima, N au, Imediat intra și știi cum e când vine Gabor și spune băiat bun, imediat îl băgai în cel mai înjositor joc și explicai la om, uite așa, uite trebuie să faci așa uite, așa, uite așa, uite așa, uite așa, era de acord, nu era o problemă, că știți din ce cauză? Avea teama Aveau teama uh, aia în ei pentru că știau că în două trei zile sau maxim o săptămână se va afla cu ce fapt e. Și atunci el căuta să fie așa știi să intre în ambianța camerei să fie plăcut să fie să se facă iubit ca să nu fie bătut. Când se va afla. Dar așa cum am spus deja din momentul în care intra în cameră se știa că e pătat. Când venea seara și se băga lumea la culcare, atunci era luat în primire. Bă, frățioare, ce fapt ai zis tu că ai? O să vorbesc, Florenții, și despre aia. Păi, tâlhărie, domne, tâlhărie. Păi, ce tâlhărie ai, mă, tu? Păi, nu v-a zis o babă și așa. Păi, uite, mă. Și când a intrat în camera, ai văzut că Gabor că te bag într-o cameră bună cu băieți buni și așa mai departe. Da. Și ce înseamnă când bagi un deținut într-o cameră și Gaborul spune aveți grijă că e băia bun? Nu. Hai să spunem noi. Asta înseamnă că tu ești cu violor cu pedofilie. Mai bine spui tu nu te bate nimeni, nu că nu avem nicio treabă. Uite, și ăla e cu viol, și ăla a făcut o babă, și ăla e cu pedofilie, ăla e cu incest. Adică aruncau niște fapte de-astea uh, cu conotație sexuală ca să-l facă pe el să se deschidă. Că de-aia te și băgat gaborul aici, pentru că aici toți suntem uh, un fel de protejați. Și de-aia te-a băgat aici, știi? Asta este, știi cum e la pușcărie. Că știi, dacă ne bagă în camerele alea, alte ne bate lumea, ne, <coughs> ne violează și așa mai departe. <coughs> Imediat îl, îl descoseai și spunea omul tot. Uh, geamul și fumurii, bună seara! <coughs> Popicul, bună seara! Uh -huh. Și îl vedeai cum povestea, dacă cu ce cu ce patos, ca să spun așa, am să spun și care e diferența. Mă mai întreb o dată geamuri fumuri și îți spun eu care e diferența. Dar cu ce patos vorbea el de, de, fapta pe care o făcuse și cu ce mândrie vorbea. Iud, a, 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 Flavia, bună seara și bo. Deci cu asta ești cu pedofilie. Am înțeles. Ia, dă drumul sub pat. Domnule, dă drumul sub pat. Și vă dați seama că pentru acel om începea teroarea din Bronx, ca să spun așa. Era, era dezastru. Cristian Irimia, salutare, Pio, bună seara. În afară de faptul că era terorizat și bătut, vă dați seama că indiferent că era frumos sau urât, îi bătea lumea joc de el, îl, îi băga organul pe toate găurile, îl, îl, bătea cu el în cap, peste ochi, peste față, adică bătaie de-aia urâtă, de -aia, bătaie de joc urâtă, e... nu, nu am cum să vă descriu un cuvinte traversezi viața, bună seara și ție, de la nuit, bună seara. Da, o să... eu acum vorbesc. Uh, problema mare pentru el, cea mai mare problemă era când intra în penitenciar. Că pare pe și 4 in 6 inși, 8 inși cât era în cameră. Dar pe vremea într-o într cameră de penitenciar ai e... 50, 70, 80, 100, 2, depinde de camera pe care o prindeai. Și vă dați seama ce se întâmpla cu acești oameni care veneau cu asemenea fapte la pușcărie. Altă lege nescrisă, v-am mai spus eu de ea, nu deranjează garda ca să nu fi deranjat. Orice problemă aveai, că erai șef de cameră, de ținutul ți-o spunea ție și tu că o tai să o rezolvi într-un fel sau altul, pentru că pe vremea aia, ce vrei la doctor, ok, merge cu șeful de cameră, la comandant, ce treaba ai tu la comandant? Era, era, respectul ăla, ce să caute deținutul la comandant, ce să caute să bată, nu și să se ia cu garda. Adică, nici mecherii care erau mecheri nu băteau în ușă sau să ducă pe la comandant, pe la doctor sau chestii de astea, nouă. El dacă vrea să iasă pe hol, să se ducă pe la alți prieteni, dădea un pachet de țigări, Znagov era la putere atunci, dacă îți un pachet de Znagov, te plimbai toată pușcăria și îți mai dădea și o țigară gaburul înapoi, că ai fost băia bun. Cam așa erau vremurile. Tănase, salutare, Carla Denisa, bună seara, Adrian Bogdan, salutare, de asemenea, și... Atunci era uh, ca lege, mai era respectul între deținuți. Se respecta vârsta, se respecta pedepsa uh, și nu, nu era ca în vremurile astea, uh, uh, vreau pat la 1 și trei să plătesc sau nu. Dacă aveai vârstă, erai în etate, uh, nu plăteai nimic ca să ai un pat la 1 sau să faci o baie sau să-ți faci și tu o mâncărică, dar era cam greu cu mâncarea atunci că nu existau fierbătoare și ce exista acum. Stefan Capi, bună seara. Matei Petre, bună seara. Pedepsele mari nu nici nu cred că trebuie să mai vorbesc de ele, am mai vorbit. Și când spun pedepse mari, mă refer de la 15 ani în sus, erau uh, foarte respectate. Ba mai, uh, aceste două categorii uh, le se dădea oameni din cameră. Că v-am spus, erau 50, 70, 100, 200 de inch și. depinde. Cât de, cam, de cât de mare era camera. Mariana Băluțe, bună seara. Deci îi dădea om care să aibă grijă de el, să-i spele după el să-i facă patul, să ia mâncarea de la vizită, dar un om curat. Pentru că pe vremea aia, dacă spuneai, i-a căzut la lingura jos și a luat-o înapoi, pe păi ăla era lache. la nu mai era băiat, era lache. Ioana, Clina, bună seara și vouă, deci numai pentru o lingură sau furculiță că îi cădea jos și o lua înapoi, era considerat lache. Nu mai trebuiau alte, nu știu, alte greșeli sau dovezi ca să să-l consideri un om înjosit. Daniel Florescu, bună seara! <coughs> lege nescrisă, v-am mai spus, intervalul era tot lege nescrisă. Uh, V-am mai povestit de el, dacă supărai pe unul, dădeai în interval imediat cu el. Dar, uh, indiferent cine bătea, rămâneați prieteni. Daniel Florescu te-am salutat. Rămâneați prieteni, nu rămâneați dușmani, nu vă dușmâneați, nu vă vorbeați pe la spate, pe la ăla, pe la ăla, să faci pisericuțe, să-i bați sau mai știu ce. Nu exista așa ceva. Doream Simplu, bună seara! <coughs> sau să te din somn, să... că n-a putut să te bată față în față, să te din somn, nu exista așa ceva. Se dădea interval parte în parte, se punea lumea că în perete, la fiecare cameră în perete, erau vizoare care gardienii puteau să urmărească ce fac deținuți în cameră. Se puneau deținuții în fiecare vizor, la ușă și se băteau în liniște. Interzit o salutare, Rasedoriu, uh, bună seara, Daniel Petro, bună seara, Znipi, salutare, deci era, uh, să spun așa, nici nu ziceai că să bat și în camera acolo. Nici nu ziceai și chiar dacă trecea gardianul pe lângă ușă, habar n-avea ce se întâmplă în camera aia. Habar n-avea. Raul Tomoiagă, bună seara. Uh, reguli la pușcărie mai erau jocurile de noroc. Uh, bine, pe vremea aia se juca mult barbut uh, și poker. Adrian, arăta bună seara. Dar uh, când te puneai la joc, să joci, păi câte tu? Păi le-am paste. Eu le-am paste, joc atât. Deci se jucau țigările indiferent cine pierdea. Dacă vrei să mai joci după aia carete, haine, dar nu aveai ce să joci, că aveai numai hainele penale. înțelegi? Bine, dacă nu, nu. Nu se juca cum se joacă acum din burtă, stai că vine, trimite mama bani, vine pachetul, îi joc pachetul, îi joc bani și nu exista așa ceva. Nu exista așa ceva, nu. Sau la joc să faci măgărie, să-l arzi pe ăla, să furi, Păi imediat te băga hoțul în în, 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 stabor, mai rău ca afară. se... bună seara! La Molxe, bună seara! Deci, decât să te judece, ce, să te hoțul că faci măgării sau îi ceri să furi, mai bine te lași la mâna ta. Popi cu gaming, bună seara! <coughs> n no, mai să respectul pe Irimia. Și se făcea plata. Dar ăla care câștiga trebuia să-i dea dreptul de șmecher la șeful de cameră și la ajutor, pentru că dacă venea garda și vă prindea și îi prindea pe aia că joacă, nu-i lua pe ei. Îi lua pe cei pe șeful de cameră și pe ajutor. Și dacă șeful de cameră era cunoscut de gardă, adică era băiețaș și, și nu era deranjat și nu deranja, vă dați seama că trebuia să-i dai dreptul din ce câștigai să-i dai și lui acolo, nu știu, la 5 pachete, îi dai și lui un pachet, două. Nu înțelegi? Să nu vă gândiți că pachetele erau pachete. Nu. Se desfăceau pentru că înainte primeai... Larii, bună seara! primei pachetele, vor, țigările vărsate, nu în pachet, vărsate. Și hoțul la cameră făcea pachetele de 16 țigări, 17 țigări, 15 țigări, dacă îți convenea bine, dacă nu, iar bine, înțelegi? Dar dacă îți dădea un pachet de 15 țigări, el vrea 20 înapoi. Ai înțeles? Plus 10 camăta. Victor Șefan, bună seara! A, tu știi ce înseamnă să combini adevărul cu minciuna? Nu fi arogant că nu e loc. Înțelegi la ce mă refer. Ai voie să manipulezi lumea, dar nu e corect. Lasă atitudinea și fi corect. Da, Leca Alexandru, uite, ai venit să-mi dai tu lecții de viață. Ție trebuie să-ți demonstreze lumea cu camere, cu ce sunt cu alți deținuți. Ai nu cred că ai trăit tu vremurile alea, ca să știi. Virgite, o fi bună seara. Ai înțeles? Și da, bravo ție. Eu sunt singurul care manipulez lumea, restul spune adevărul. Bravo ție. Da, să liber pe hol. dar Ceva, în salutare. Uh, Emanuel Coste, mulțumesc mult de tot. Vă da, da, uite, spunea Leca că vă manipulez pe toți, eu. Da, în sfârșit. Și... <coughs> Deci trebuia să-i dai dreptul la șeful de cameră, nu, nu exista. Mai era... Asta erau o legile, mai era... Când te la pachet, trebuia să-i faci și lui dreptul lui de șmecher, că na, mai ai nevoie de el să-ți încălzești o apă. Dar ce am... Eu am uitat să vă spun un lucru vouă și am să vi-l explic acum. Să nu credeți că erau fierbătoare, fierbătoare. Nu. Vă arăt acum cum erau fierbătoarele. <coughs> la dacă am umblat azi prin ploaie. Bun. Ah. Am să-ți răspund geamuri, acum vorbesc. Deci, eu de obicei nu mai rad și cu lame de-astea, că ea mai bine, da? Rad de tot. Pe vremea aia, la pușcărie nu erau biguri, erau lame. le știți cu toți, lamele. În mâna am un dop. Pe vremea aia nu era dop, mai încoace au devenit cu dopuri, când au apărut sticle de-astea de plastic prin pușcărie. Pe vremea aia se băga o bucată de lemn. Dar se rupea la mandou. Am să pun mai sus ca să vedeți voi. Ăsta era fierbător penal. Aici, în capăt, legai firele și aveai grijă să nu facă contact între ele. Era simplu când nu era dopul, se băga lemn în mijlocul lor. Și ca să nu ai probleme când fierbe apa, la dop, puteai să-i legi și niște ață ca să stea el mai, mai fix. Ăsta era un fel de fierbător penal. Bine, după aia au ieșit din linguri, din plambande și alte minuni, până au apărut fierbătoare, fierbătoare la pușcărie. Ah, Alina Radu, despre ce vorbesc? Păi am vorbit până acum. Bun, acum am să iau puțin așa și încep așa. Ai zis că răspuns la chestia referitoare la care e diferența între viol, crimă, pedofilie și altele, de ce se respectau unele lucruri mai mult ca altele. Păi să spun eu, tati, un lucru. Să vii la pușcărie cu viol e urât, e înjositor. La câte femei sunt pe pământul ăsta. Așa îi judecau coțul. De ce să violezi o femeie? Bine, și acolo era o regulă. Depindea de vârsta care o avea respectiva victimă. Crima, dacă nu știi să faci diferența între viol și crimă, atunci la viol violezi, la crimă omori omul. Iar la pedofilie e când uh, violezi, îți joc de copii. Ai înțeles? Uh, și n-ai cum să respecti la pușcărie unul cu viol sau cu pedofilie sau cu uh, înces, fapte de-astea cu conotații sexuale, n-ai cum să le respecti așa ceva. Poate să aibă pedeapsa lui Dumnezeu. Am avut și condamnați pe viață care au fost și au omorât copiii și i-au violat. A fost vai și amar de capul lor. Să nu credeți că dacă au fost condamnați pe viață, i-a respectat lumea. Nu. Au avut același tratament ca orice alt deținut care vine la pușcărie cu asemenea fapte, ca să știți. Cei cu omorul, cum erau tratați, Bianca Elena, păi depinde de, de oameni. Costel Marian, salutare! Vasile Angel, bună seara! Da, am și stingător, da. <laughs> Dar nu fi prea arogant, că nu e cazul. Sper să înțelegi la ce mă refer. Păi, Leca Alexandru, dacă tu mai ai văzut pe mine arogant, atunci eu n-am ce să mai spun. Îți mulțumesc că mi-ai atras atenția. <clears throat> Cei cu crime să nu credeți că... Na, sunt oameni care vin la pușcherie cu omor și sunt foarte slabi de îngeri. Sunt oameni care fac crimele din greșeală, din gelozie, pentru pământ, pentru un gar, pentru mai știu eu ce. Dar să nu credeți că toți sunt respectați. Toți criminalii care ajung la pușterie sunt respectați. Vă am mai spus, cel mai mult conta atunci respectul. Respecti, ești respectat. Nu respecti, nu ești respectat. Ai înțeles? Iar mulți din ei care veneau cu crimă, vă dați seama că se băgau pe la curățenie, <coughs> mai spăla la unul la altul, până erau uh, amărâți. Dar pe vremea aia curățenia o plătești săptămânal, nu exista să nu plătești. N-aveai țigări, de un săpun, de nu știu, o lamă de ras, o, o, ceva tot de-ai, făceai plata la om. Carlos Tienti, bună seara! Uh, uite, de asta am un respect pentru deținuți. de înclumim, mai batem, mai omorâm, dar nu violăm femei și copii. Da, cei care o fac sunt scursuri, scursurile societății. Așa este, nici pământul lui vrea. Da, Augustus, bună seara și ție. Mersi de răspuns, măcar n-am... M-am lămurit și am diferența De fapt, dar vreau să aflu părerea ta, asta de la cineva care a fost acolo o seară frumoasă, de asemenea și ție, Cojo, bună seara, Iulian Cojan, bună seara, Traficanții de droguri, păi nu sunt bine văzuți pe păi nicăieri Costel Marian, că ea mai bagă mâna în genți, fură. Uh, suflet de unde făceau de rezistență, păi. de, de unde putea să facă decât de afară. Este adevărat că închisoarea te face să fii mai dur. Mm. Raul Tomoagă, mă îndoiesc, depinde. Depinde de caracterul fiecărui om. Ai înțeles? Da, cei care spun că nu <gântu -i> spun adevărul să ducă la Montana, da? <gântu -i> Bogdan Ștefan, salutare! Da, eu sunt liber pe hol, acum sunt planton și fac live la major în birou. Marius, pentru o tăiere de limbă, cât pot să iau, mulțumesc anticipat. Păi ala e pierderea unui simț din codul penal până în 5 ani. Da, am rămas cele se prieteni cu el. Bine, teoretic, practic, nu m-a sunat și eu l-am contactat, dar el nu. Stefan, Ștefan, când intri la pușterie prima oră, dacă nu dai cu pumnul, Înțipu. Tu ai fost cu foc, dar ești nebun, acum tot acolo erai. Da? Tot apoi și acum sunt tot acolo sunt. Baba Iaga, bună seara, dacă am avut colegi de cameră cu probleme mentale, dacă da, acum. Da, am avut mulți de ăștia, dar nu ține la mine vrăjeala cu... E nebun și cum e la pușcărie, dacă el e nebun, eu sunt mai nebun ca el. Elena Boani, bună seara. Sună-mă mâine, Alexandru, nu că după live intru pe grup. Daniel Pietro, păi dacă ești condamnat pe piață și ai mai omorât unul, te mai liberezi în vecea mine. Cu picioare înainte te mai liberezi. Ar fi o idee bună să faci un live ce să te prefaci că ești la închisoare să vezi? <laughs> Nici nu trebuia să scui Florenția asta, că asta vreau să fac. Doamne, doamne, cum mă dai tu pe mine de gol. Uh, da, e al grup, Carlos, e grupul moderatorilor. Alex, Alexiu, bună seara. Una din lecții învățate la penitenciar care este poate cea mai importantă, care ar fi din perspectiva ta? Din perspectiva mea? Băi sunt mai multe. Înțelegi? Uh, dar o să spun într-un cuvânt. Și dacă nu înțelegi ce vreau să spun, S.L. bună seara, uh, îmi spui și îți explic de ce am spus așa. Uh, să ai frică de Dumnezeu. E cea mai bună lecție. Ai înțeles? Pentru că în momentul în care ai frică de Dumnezeu, nu trebuie să mai minți, nu trebuie să fii pervers. Uh, și cred eu că cel mai uh, bun exemplu care aș putea să-l dau indiferent în situațiile în care vă aflați că sunt situații mai bune, mai grele, mai nu știu cum, uh, înțelegerea. Înțelepciunea, tot aia e. sau Salmăr, bună seara. Uh, Alina, uite-o, s-a stins-o, aprind ea, Alex, Alex, ce trebuie să faci să scăștiți respectul printre de ținuțe? Acum nu trebuie să mai faci nimica, că nu mai e vremurile care erau odată, înțelegi? Acum fiecare își vede de geanta lui, de patul lui și când se ia la bătaie doi să bate toată camera și vine mascații și potolești și așa mai departe, ai înțeles? Nu vezi cum e că ești pe lângă, du-te la somn. Da, ai avut colegi de cameră cum Ți-am spus că am avut, uh, am înțeles, mulțumesc că asta se aplică și în libertate. Seara faină să ai, mersi la coile SL. Ne dau așa, mai citesc din mesajele voastre până mai scrieți. Uh, da, Cristian, așa nu mai respectul. Nu vreau să vă pe niciunul. Aoleu, Daniel, Pietro, uite o întrebare bună. Uh, cum puteai să scapi de teroare dacă ai intrat cu violul tăcât prin impunere? N-ai cum să te impui. N-ai cum să te impui cu viol sau cu pedofilie sau chestii de-astea. Că deja ești luat uh, din prima, ai înțeles? Și ce crezi? Are grijă și de tine ca să nu te automutilezi, ca să fugi din cameră și așa. Că în momentul în care intri cu viol, când intrai pe vremea aia, cu viol sau cu pedofilie la poștărie, deținuții își doreau să te țină cât mai mult în cameră ca să te terorizeze, să te distrugă psihic, nu fizic, psihic. Uh, și Dar nu să te aducă în pragul, la... în pragul disperării să te omori sau să te automutilezi. Aveau grijă să facă și lucrul ăsta, ați înțeles? Uh, vreau să vă spun acum povestea de care v-am zis la început că am să vă spun. Uh, rolurile principale. <laughs> uh. <laughs> Poate ați auzit de... Da, nu trebuie să fii la pământ, e capul sustatic. Știu, când e sănătatea în joc, da, așa este, da capul sus. Ideea e să nu te panichezi, să nu faci atacuri de de panică, că atunci mai rău ți este ție. Fii degajat. Rolurile principale, șampii, cred că ați auzit unii din ei, din voi de el, și domnul Turnangiu, iar ați auzit de el, de-aia Știți că odată la început uh, mă întreba, voi m-ați întrebat unii din voi de el și eu v-am spus că la pușcărie a fost uh, bulanjiu. Acum să vă spun și cum a început, uh, uh, da, Cosmin, da? să vă spun și cum a început povestea asta lor uh, frumoasă. Uh, uh. Și a fost arestat undeva în 91-92. Uh, la vreo câțiva ani după el, Tornanjiu, v-am să vorbesc numai uh, de, de ei doi. Uh, Tornanjiu a stat vreo un an și ceva, doi. Nu, nu, până într-un an a stat l-au judecat la, la urgență și l-a condamnat pe viață. Nu l-a mai glosat în cameră, l-a dus la jos pe a patra pe jilava la condamnații. Unde îl bag în cameră cu șampii. Uh, eu cred că domnul Turnangiu, dacă nu avea faptele care le-a avut și nu era respectat de lume, cred că era ajungea gay după cameră. Băi, atât de frumos era. Dacă îl băgai între femei nu știai care e turnangiu și care e femeile. Frumos foc al Și era în soarea aia, brusă atunci, vă aduceți aminte. Și vă dați seama, că l-a băgat la șampi în cameră ăsta, rechin, bătrân, hienă, bătrână, șampie în Anglia, da, șampie în Anglia, pare așa scrie pe camera lui Anglia. Dacă l-a dus capul, s-a dus la furat, ce să-i faci? Nela Georgescu, bună seara! A, ah, de cât vreo 65 la dintre români, da, eu sunt deștept pentru mine, tati, și atât. Acum vă dați seama că omul dacă și-a luat și el pe viață, na, luase aere de viețaș. Băi, și să chinuia și am ăsta, să juca cu el, îl gândilai, mai punea mâna pe cur, îl lua de obraj, știi, îl încerca să vadă, stă, nu stă, zice ceva, Râdea un angiu, dar nu-l lăsa. Nu îl lăsa, știi. Lasă-mă, domnule, lasă-mă. E și așa am pisera cu păhori. <laughs> Băi, ce o să fac eu cu comandantul ăsta, bă, că mi-a băgat eroare în cameră. Și de ce îi zicea taxul Dumnezeu să-l odignească, bă, de ce mă tată? Păi tu ai văzut mă, tata, ce femeie mi-a băgat în cameră și al dracu nu vrea să stea. Și nu vreau că mi-e milă de el să-l iau cu japca, cu ale, să-l bat, să ale, să alea. Imediat îl, îl, execut. Și taxul, taxul era un om înțelegător foarte bun. Și mi-a lasă-l, tată, în pace. Nu te lua de el, nu te lasă-l în pace. Și probabil și din cauza asta nu se lua de... Alex, ți-am spus, ca traficant de droguri, nu ești respectat. Fuge lumea de tine. Nu mulți te vor în cameră. Și poate și de respect față de taxul lăsa Ion Rusu, o salutare. Și <coughs> până într-o seară câștigă șampi la barbot Pe la alte camere, vreau două genți de țigări și nes și cafea și început începuse atunci. Și ce să gândește țiganul? <laughs> el a ajuns lângă el pe și spune, Cătălină Cătălină spunea, bă, Cătălină mâncați-o șgurița ta. Bă, mai nebunit, mă, mai... Eu acum vă spun din, cum să spun eu, din ce a spus am că nu am fost cu el în cameră ca să știu și nici măcar nu eram în perioada aia eu la condamnat pe viață. Dar lucrurile pe care vi le spun eu au fost puse de față cu turnangiu. Ați înțeles? Deci era o, o cum zicem, întrevedere. <laughs> întrevedere între ei doi, pentru că ăla își luase aere și ăsta a început să-i dea dosarele pe față și a spus exact, exact, exact cum s-a întâmplat. Uh, da, nu știu de ce mă văd așa mare. Liviu Costinel, salutare. Preza Nicolae, salut. Gigi Neam, salutare. Uh, Dar de ce mă văd așa mare, mă? Uh. Nu mai înțeleg. Mă dau mai spate. Puțin. În cauza lasă, nu știu ce se întâmplă în sfârșit. Am apăsat pe zoom, care e zoom? Abar n-am care e zoom. Ah, gata. Ok. Da, uite, vedeți dacă nu mă pricep. Uh. Bă, mai disperat ești. Deci bestial. Zi să moară să facă cât vrei să-ți dau, măcar o dată să te dau și eu și să moară tata și frații nepoți și ce mai avea el, dacă află vreun condam, vreun, vreun, deținut ceva, dacă te țin numai aici pentru mine și dacă nu te țin ca în palmă, dacă nu ai tot ce îți dorești, luat tiganul, l-a luat țiganul la cartel, la vrăjeală, l-a simțit așa că s-a îndoit, ce credeți să face? Scoate trei cartușe de chent și un bebeluș de la mare de nes, Tomberon de la de 300 de grame. Zice, uite-le, ia -le, sunt ale tale bagă ți în pat, fă ce vrei. Dar hai să, că nu se mai poate, mai nebunit, mai distrus, mai praf mai făcut. Și uite cum îl corupe pe domnul Turnangiu, pe Cătălin. Băi, și dacă n-a dat țigan în el, aproape toată noaptea. Toată noaptea. Dimineața când s-au trezit la apel, băi, și-am pilat Cătălin. Da. Dă-mi pula mea, alea că te omor acum așa. I a luat de pula în să Trei cartoane vrei, a? trei alea, trei alea, ia să Dă-le înapoi că te omor cu bătaia. Oh, îți dai seama că le-a dat de frică înapoi, a rămas și fisurat. Și de atunci domnul Tornangiu se făcea coadă la corului. lui. Am avut și eu, cum să spun eu, o ocazia să-l dau. Da, nu. Nu m-a interesat. Uh, am înțeles, de zoom-ul dai din ecran. Uh -huh. Da, l a băgat pe camera de gândire, da. Că o vedeți mare, continuați povestea. Ok, Carlos, priji. Uh, Preda Nicolae, când vrei tu, nicio problemă. Ai numărul meu, bănuiesc. Păi la noi, la noi în cameră a fost uh, chestia cu colegul. V-am scris-o în carte, nu, acum dacă le-am scris în cărți. Acum dacă vă spun eu, bă, tot, ce rost mai are să scriu cărțile? Înțelegi? Uh, ne poți arăta cum ți-o jumate la am Nu pot să-ți arăt. Îmi pare rău. Nu pot. Deci îmi pare rău, nu pot să-ți arăt. Carlos, știi ca orice uh, bărbat cu pedeapsă mare și voie, uh, nevoie de femei, mai da așa că un, unul nu iu eu, la una și la alta. Uh, Preda Nicolae, bun, dați numărul meu de telefon. Preda Nicolae, vă rog frumos, domnii și doamne și domnișoarele moderatori. Îl primește acum Preda Nicolae. Păi, Jack, bună seara, până acum nu mai dă legi scris am vorbit, dar probabil tu ai intrat târziu. Uh, da. Viermele nihilist, bună seara, am cunoscut, dar nu vorbesc despre ei. Uite, Preda, numărul meu ți l-a afișat Anel. De ce nu l-ai dat pe Messi odată? Era mare prătuitor, probabil, dar ce prătuitor era. Suflet păcăt, hai să vă spun ceva... <laughs> el era la Severin. De ce? Că el era comandant de pușcărie. Uh, Băi, că m-a văzut. Deci, când m-a văzut că acolo nu prea erau uh, doi. Mai era unul, doilea, vist. Mai era unul pe infermierie, dar era bătrână, la oricum nu-l cunoștea pe Aș, dar Dole a spus la lume ce s-a întâmplat, dar el era tare în gură și nu vrea să recunoască, pentru că vă dați seama la Severin. Mai spăla farfurii, mai una, mai alta, a mâncat cu unii, cu alții pe la masă, uh, suflet păcătos, știe lucrul ăsta, uh, dacă a zis Messi, înseamnă că l-a întâlnit pe acolo, ca și spunea. Eu când am auzit Messi, mă gândeam că e vreunul care știe fotbal ca Messi, nu înțelegi? Nu mă gândeam eu că la condamnați pe viață le spune Messi de la msv -ul. Și mă gândeam, dai seama ce fotbal și ăsta, mă gândeam eu. Că n-a fiecare pușcărie are vorbele ei, jargoanele ei și așa mai departe. Big Papa, salutare, Octi Fox, bună seara, Alexandru Turcu, bună seara. Și când îl văd, și mă vede, Doamne, s-a înroșit, știți cum s-a făcut? Caracul din blon, ce era el, dacă nu s-a făcut roșu, roșu. Pentru că dolea că m-a văzut, le spunea la ăștia, la el, zice, gata, mă, a venit ce am parut, ăsta știe cel mai bine. Ăsta știe cel mai bine, că l-a prins și el pe la Rahova, a fost cu el în cameră și a văzut când îl băga lumea în baie și îi rupea curul și gura. <coughs> să vedeți ce băiat Ajutător era Messi Mi-a luat bagajele, mi le-a cărat La major îi spunea Domnii, și lui o cameră mai bună De parcă mie îmi trebuia intervenția lui Messi Da, na dar am lăsat în pace, știi Și Când am ajuns sus pe secție unde m-a băgat M-a rugat, domnii, te rog eu frumos Să nu spui la lume Ce am făcut, ce am pățit Sau mai te rog eu mult de tot că mă nenorocești. Îți dai seama că dacă spuneam eu, era nenorocit pe viață. Îl lua la bătaie la curtea de aer, când îl prindea. Vlad, bună seara, Sebi Feder, bună seara. Nu am simțit niciodată așa de rău. Sper să treacă mai repede, nu mai reziste, e foarte greu, dar cu ce ești bun la F1? De fapt, ia numărul meu și sună-mă după... Mâine te rog, dacă poți, sună-mă, te rog eu frumos. V-am arătat eu cu Raul Tău, din pușcărie. N-am ajuns spre la Nicolae până la mare nici anul ăsta, deși am vrut și n După, mare după ce îl trăgeați de limbă pe unde ținu vilator sau pe dufil dacă vedeați că se căiește pe bune prime. aia nouă. Nu există mă hai să spun, nou. Dacă e. Uite, aș putea să-ți dau un exemplu. Suntrea în pușcărie n-a fost bătut deloc de nimeni. Îl știam de la începutul pedepsei. Pentru că la ăla arăta actele clar că nu a avut treabă cu fapta pe când la alții, să nu crezi că dacă vine, e cu viol și zice el regret sau mai știu eu ce, îl iartă de ținutul sau nu. Așteaptă, vine rechizitoriu, să uită cum a făcut, ce a făcut, că mulți o fac premeditat, adică se duc cu gândul să o facă, știi? Dar nu, nu sunt iertați și dacă se căiesc ei că spun, au regret, îmi pare rău sau mai știu eu ce, nu, nu există așa ceva. Nu e iertat nu am să faci ceva pe Severin, că imediat era mesi la director. Da, așa este. Teodor Mihai, noroc Marius, noroc și ție, cum era ziua de naștere la pușcărie, cum ți-o petreceai tu personal? Eu personal căutam să fac un tort, ceva dulciuri pe acolo, niște suc, cu băieți în cameră. Nu, no, nu era ceva wow, că na. Da, secretele lui Messi, da. <laughs> lui Messi de România. <laughs> uh, bine, Preda, uh, ai numărul meu și putem vorbi. Marius, ce pedeapsă crezi că primește unul care a dat doi puni în fața altuia, însă fără factură pe certificat medico-legal? Nu primește nimic. Dacă nu există certificat medico-legal, e lovit și alte violențe, se pot împăca, muncă în folosul comunității sau amendă nu și-a pedeapsă. Acum fumez lemeu, că n-am găsit alt dolea, nu tolea. Am spus veresic, dolea cu D, nu tolea. Florin Barta, salutare, chiar și un om ok, total schimbat, ai respectul meu, mersi, de asemenea, o face de plăcere turnagiu sau pentru sigur nu mâncare. Ne... o făcea, a început să o facă de plăcere, stai liniștit, era pe lui. Știți cum îi zicea la pulă? Lingură. Dacă ați înțeles aluzia. Uh, Eduard Banu, salutare. Cum făcează -ți de țigări în pușcărie? Păi muncești, un barbut, o camătă. În ultimul timp, până să plec de la Giorgiu, așa cu Brunan și ceva, doi, cumpăram produse de la magazin, cu prețul de acolo și le vindeam la curtea de aer dublu. Ați înțeles? Deci o sticlă de cola la magazin era 6 lei pe vremea aia, iar eu o vindeam cu un pachet de țigări. Era 14 lei pachetul de țigări atunci. John, salutare! Deci v-am dat așa un exemplu, ca să știți. Și uite așa le rulai. Dădeai, te la cumpărături și le dădeai la aia care... Cumpărau țigările, dădeai tu țigări și îți cumpărai tu cola, nes, cafea, dulciuri, că să vindeau și dulciurile semințe, anonim. Am omorât life-ul, ia uzi. Nu, uh, nu, no, nu, no, no, acum nu, no, pachetul are 20. Ăsta al meu are 23. Deci am ajuns să o văd și pe asta. Uh, stai că spunea cineva, n-am stat cu Basarapeni... Dar până la urmă era bun turangiu la fără. nu, no. no. era, era, și tare în gură. Mulți dintre deținuți își blesteam. Aoleu, mă trei pete. Să rugau la... Deci mulți uh, vorbesc de ăștia cu faptele astea urâte. Când ajungeau la instanță, îl cereau ei rechizitoriu. Și când se duceau în urlătoare îl rupeau. Bucății îl făcea și la pe veceu. Și da seama, na, nu se așteptau rechizitorul, dar dacă nu venea, dar și ce se întâmpla, chiar dacă nu venea rechizitorul, se întâmpla ca odată să se ducă cineva cu el la instanță și în momentul, pe vremea aia când judecat cu un violator sau pedofil, îi dădea pe toți deținuți afară și rămânea el, atât. Deci, îți dădeai seama, știai din start ce fapt are, ai înțeles? Știai din start. Dacă i-a scos pe toți deținuții și a rămas el, și când venea înapoi la cameră, chiar dacă nu era din cameră la noi, din camera noastră vreunul cu el la instanță, erau alții. Și spunea imediat, uite, vă vedeți că ăsta e ori viol violator, ori pedofil. De ce? Păi a fost singur în sală, ne-a dat pe toți afară. Uh, Florin Parta și cunosc de nu dar nu vorbesc despre ei. Uh, da. Sabin Julia, bombă. și <laughs> ce, -i, ce -i cu bombele alea? <laughs> În pui mă refer la bătăi sau altceva. Denis Kozak, bună seara. Am avut și eu câteva, vreo trei. Nu, două am avut. Și a fost de ajuns ca să mă fac cunoscut. Uh, Credeți-mă că nu mint, dar ce tot ce spune Mario despre alte de nu sau despre închisori este adevărat și se poate demonstra. Eu am fost pe acolo, și ori le aflam eu, ori îmi ziceau lumea, dar nu minte. Suflet păcătos n-am niciun avantaj, adică de ce să mint lumea, ca să ce? Înțelegi? E mai bine ca lumea să știe adevărul, pentru că din alte părți mai sunt mințiți, se mai umflă, se mai face din boboc floare și așa mai departe. Uh, am primit cartea de la Marius, de ce nu urcă undeva și să dea adresa de unde să fie doamna dată, să nu se mai aștepte pe WhatsApp? John, hai să spun ceva, uh, eu cred că ar trebui să fiți mulțumiți și așa. Uh, eu oricum o dau la toată lumea care o cere, nu fac selecție cui să o dau sau cui nu, dar uh, gândește-te că în nici două săptămâni ne-am dat-o la aproape 1700 de persoane. Eu mai și muncesc, că aștepți o zi, două, trei, patru, nu trebuie să te deranjeze. Eu nu -am, bună seara în cean. Stai că am înțeles. Warning, bună seara în cean. Ai, ai plecat de la Giurgiu. În 2017 am plecat de la Giurgiu. Din 2009 până în 2017 am stat la Giurgiu. Din ce își fac bile? Din pungă arsă, periuță, cur de sticlă. Când ai fost în pușcărie pe YouTube în fiecare seară sau la două zile, de ce nu încep să faci videoclipuri? Păi, din bile de rulmenți, da, le închide, le închide și iese direct. Alții care fac bloc, mint sau exagerează, dar tu zici exact așa cum este încă de când faci live am fost atent să văd dacă minți, dar, dar m-am înșelat pe ei. Tu aveai impresia că eu vin aici să mint lumea? Pentru cei care nu au primit cartea, se, se trimite, un format, se trimite în format electronic prin intermediul unui fișier pe WhatsApp, care poate fi accesat ușor descărcând aplicația Word. Numărul lui Marius, uite aveți numărul aici, care vreți cartea, a încercat cineva să te taie să sară la bătaie cu tine, Marius. Au fost, dar i-a costat. Carlos, cartea nu costă nimic, cartea este gratuită, am zis de atâtea ori, cartea este cadou din partea mea, că a fost ziua mea și e cadou din partea mea pentru toți, gratuit. Nu-mi trebuie Pablito să vând cartea, și dacă o vindeam, dacă mă ajuta acea scrisoare să o scot pe piață, să o vând, eu am spus că toți banii, dar absolut toți banii, se duceau la școala unde am învățat eu, care acum, actualmente, acea școală am înțeles că este de, de copii cu dizabilități. Acolo se duceau toți banii, dar să nu credeți că se duceau așa, luați banii. Nu. Cu vreo câțiva tot după ceat sau oameni după aici vedeam ce nevoi au și toți banii se duceau pe nevoile lor. Da, e mult mai simplu, dar eu să mulțumit și așa, adică să nu crezi că e vreo muncă în plus că dau cartea personală la fiecare în parte. Expandabil, are o faină partea a doua cărții timi... Nu, partea a doua, Alexandra nu tot prima. Cât este cartea, nu costă nimic. Daniel Pedro, din Adinaure am spus că nu costă absolut nimic. Mătușa Mărioara. <gântu -se> tare. Oricum, cea mai tare fază rămâne aia când era să-l faci, da, pe procurora a avut zile vagabund. Da. Asta este. Live-ul ăsta mă face să zâmbesc. Înseamnă mult în momentul de față. Mă bucur, Efoan, că te scot puțin din acea supărare. Bine de rulment, dar să mănânce și... <laughs> și apoi să vezi mitraliere, dar Una în spate, una în față. Te lovește cu pila de rulment. <laughs> Florin Barda și uh, mulțumesc tati, Heller, Elena, like, 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 like. La Galați n-am stat mult. Uh, M-au aruncat imediat ei de acolo. Dacă te referi acum la pușcărie, dacă te referi la restrictiv, am stat un an. Alin Radu, ce să-ți arăt? A dori și Costel Marian, tu, deci toți care doriți cartea, mesaj pe WhatsApp și veți primi cartea în o zi, două, trei, cum pot și eu. Primul meu furt, păi vi l-am spus primul meu furt, a fost la vârsta de 8 ani. Da, sunteți mulți care ați intrat târziu, v-ați abonat târziu și de-aia nu știți. Carlos la ce număr? Păi, acum primești numărul de WhatsApp. Anel Florenții, dați numărul de WhatsApp ca să... și a numărul lumea. A, asta ar fi așa, așa și tot aștept și așteptam, da, am înțeles, efan. Da, să dea Dumnezeu să fie cu, cu bine. Acum vă dă, uitați-vă, a dat anel numărul 0790 Și Gabriela vi l a dat. Gabriela, stai în umbră, nu te-am văzut decât atunci te-am salutat și după aia, din de, de două ori. Uh, Denis Cozac, uh, ok, mă bucur mult, uh, bucur Victoria, bună seara. Uh, Daniela, noapte bună, ok și ție noapte bună. Da, Vlad, cei, dacă ați văzut interviurile, cei care erau cu mine în cameră. Marius, decât să stai să trimiți la toți cartea pe WhatsApp și să mai aștepte, mai bine o și pe Facebook. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. No. Nu fac prostia asta pentru că de acolo mi s-au mai furat niște materiale, s-au vândut pe la alții și așa mai departe. Nu, las că o dau eu, că nu mă doare mâna tatie. O Doar apesi pe butoane, nu trebuie să dai la manivelă. Eu nu Matei Strada morite salută din Oradea și eu îi salut pe toți de acolo. Sper ca cât de curând să vin în vizită pe acolo. Timișoara, Oradea, arat. Uh. Severin? De ce nu? Deci, care dorește cartea? Mesaj și veți primi carte. Da, uite, comercializezi tu cartea cu 50 de lei. Ia comercializați-o să văd eu pe ele lucrul ăsta. Că să vezi ce te duci tu pe la. cum îi zice? Să dai cu subsemnatul. Daniel Pietro, păi de ce să fie mai... Ce frică să-mi dai mesaj? Păi nu mai dau dacă ți frică, fără supăr. Nu mai dau mesaj, ci te oblig eu. DDD, uh... bună seara. Poate o să vii și pe acolo la anul. Sau anul să văd pe unde mă mai duc. Noapte bună și ai grijă de tine, nu ai vrut să-mi răspunzi la întrebare. Cealina Radu, ce întrebare? Că am răspuns la toată lumea. Deci. Acum, sincer, nu pot să vă mulțumesc pe toți. Încerc să vă răspund la toată lumea și eu cum pot. Da. Ați văzut, mă opresc din po poveste, mă uit, salut, mai citesc, iar. Po am fost la plăiești, la închisoare. Dar am spus și a seară lucrul ăsta. A, nu e nicio problemă, a, Pietro. Uh, am înțeles, uh, gardian bănuiesc, da, a ah, zis că a lucrat acolo, am înțeles, da. <coughs> El s a înțeles, sau te-a scos cineva, unde să mă scoată în oraș? La Ultomoeagă da, am fost și pe la Maramu. Marius, eu sunt din orăștie, știu că aveai niște rude aici, da, și ai fost și în vizită în trecut, mai treci pe aici, te mai leagă ce? Da, mă leagă, mă leagă, da. Mai am vrut de acolo în oraș, Veresix. Poate o să mai trec și prin orăștie. Da, gardian, știu. Cum îl cheamă? se... dacă nu deranjez. Porecla, să o spui, sau al doilea nume. Prenumele, nu numele. lasă o că te vrăjește, Alina Radu. Și care e problema? Când a fost momentul în care ți-ai regretat faptele? Vlad Așa să spunem undeva după 2010, când începusem eu deja cu pocăiții, cu Biblia. Băi, tati, nu pot să colin toată țara asta așa. Când pot, vin și în fiecare oraș în care voi intra, voi face live. De acolo, ca să știe toată lumea că am intrat în oraș. Ați văzut și de la Caransebe și am făcut și de la Târgoviște pe unde am mai fost eu și de la Craiova. Deci oriunde mă duc, în orice oraș mă duc, voi face live ca să știe toată lumea că am ajuns pe acolo. Care vrea să întâlnească cu mine, să întâlnește, care nu, asta este. Ok, cele se, bine. Bine, cele se, am înțeles. Uh, fratele tău, încă stă... nou. De altă poveste, ai avut vreodată anxietate sau depresie când erai la pușcărie, sau după ce ai regretat faptele făcute, nu, Denis, n-am avut. Da. Da, eu nu-mi am cunoscut și oameni care au evadat sau care au vrut să evadeze. mi-am cunoscut. Dar nu știți ce s-a întâmplat? La pușterie evadau ăștia cu pedepse foarte mici până într-un an, un an și jumate, mai aveau puțin să se libereze, o lună, două săptămâni, trei zile și ai drag cu evadau. Și culmea e că le făceau probleme celor cu pedepse mari, că la aia să luau măsuri. Următorul la oriștie dau platou tradițional, original, bine mă <laughs> mereți să să și la oriștie mă leagă multe lucruri frumoase de orăștie. Uh, nu, no. și nici nu m-a interesat de, de niciodată să-i vadez, să știi. Că mi-aș fi agravat eu situația mult mai rău. Denis Cozac, dacă am fost turnător, am fost turnător de betoane. Marii și Petre, care e următorul oraș care vei ajunge? Păi cred că undeva o iau din partea asta, Timișoara. Bine așa, știi, că sunt la rând Severin, Caransebe și Timișoara. Da, așa că o zi două, mai mult nu stau că... A la final să zic, și să fiți cu mine și cu minte, <laughs> dar Toma Gheorghi. <laughs> păi așa fac mereu, n-ați văzut, dar nu o să zic că... Uh, uh, cred că mi-am <laughs> mi -am luat altul în vedere. De, de dacă am sânge în instalație, eu cred că am, nu știu. N-am mai dat de mult cu lama pe bine ca să văd dacă am, dar cred că am, că alvel, nu mai tream, nu? Și am și Cum vrei tu, am? Nu. mie îmi place munca care o am, Daniel. Pedro, Florin, care era cu tine în cameră de vă lua, Mirela? Uh, da, da. Uh, depinde, era ultra bună, că Poți să rumi cu sechele sau nu? Da, să a grijă la bagaj. Uh, poți dona, lasă lama. Da, nu e o problemă. Lăsați-l în pace să vorbească, că oricum n-am cum să-i arăt eu lui. Da, pe asta am să fac. Bun. Uh. Uh, Nicu Moga, cred că vrei să spui produitor, nu prădător, că prădător e altceva. Da, acum nu se mai, Acum la pușcărie produiala e în floare, ca să știi. Așa că, Tenis Cozac, nu sunt de acord cu violența, prietene. De fapt, ca să mă exprim mai bine, nu mai sunt de acord cu ea. Da, nu. În ziua de azi la pușcărie produiala e în floare. Ce rețetă penală urmează? Băi, trebuie să vă fac niște paste. Cum se fac la pușcărie pastele? Ai înțeles bine, da o să le îmbunătățesc puțin, că na, le mănânc eu, nu... Și la pușcări le făceam bune, da? Zic așa, afară ai cu ce să le faci, dar... A viermele dacă mă întreba lumea, de ce nu știu dacă am, de ce am porul lung nou. Să știi că... nu că nu sunt eu o persoană sociabilă, dar dacă consider că trebuie să te las să te apropii de mine, să vorbim, să mă deschid așa în fața ta, o voi face. Dacă nu consider, e greu să te apropii de mine. Bine, nu, te, nu vă referiți la smardoială. Așa, psihic, caracteristic, la alta ele, ca prieten sau ca amic, ca ce vrei tu dacă n-am puțină încredere acolo și să o testez eu încrederea aia, nu te apropii deloc. Te țin la distanță. Pe unul care s-a revelat de la proiecte, te pe mâini, zici că a trecut combina de grup peste el, sigur îl cunoașteți, noi am reținut numele, săracul e mutilat complet. Da, nu știu cine e ăla. Dacă te mai uiți odată, poate îmi spui mâine, uh... Dacă am întâlnit oameni mai versați, pe păi de, de fiecare e versat în felul lui, ai înțeles? Versați sunt toți, numai că bandiți sunt puțini. Anonim nu ți-aș dori să ajungi ca mine, că nu e bine, credem că nu e bine. Au, s Deci, credem că știa toată lumea că nici măcar n-aveau voie să mă atingă pe păr sau să încerce să mă tragă de păr sau nu. Dar aminte să facă vreo prostie de aia. Să mă trundă în somn. A, în gura care Titus întreabă pe, întrebați pe alții, nu pe mine. Eu nu am cum să vă arăt. Eu nu instig lumea la violență, tati. Îmi cer scuze. Marian terminatul, te enervează profa de mate, ce poți să faci? Să înveți bine. Ai înțeles? Uh, Ted, opa, uitați-l pe Ted Bundy. Cu cei șapte violatori din bază lui te-ai întâlnit sau ai auzit ce viața au în pușcărie. Ted Bundy, nici nu cred că vrei să-ți dai să știi ce, ce s-a întâmplat cu ei. Dar probabil acum sunt băieți. Nicușor Marocescu, bună seara, tati! Îți doresc să fii iubit de tot ce te înconjoară. Mulțumesc de asemenea și ție. Sper că ți-a plăcut cartea. <coughs> Băi, mari și pete, tu mă și pe mine, T am făcut un live cu homosexuali din penitenciar, Ei sunt fericiți acolo, că au tot ce le trebuie. Uh. Geo Pavel, sănătate. Arată la lume cum se face lame din filtru de țigară, arată -le cum se face pe ca să nu rămână cu conservele deschise. Băi, Toma Gheorghe, arată-le tu, tati. Uh, Crioni, bună seara, doamnă, dragă. Par mai în formă astăzi, bună seara. eu întotdeauna sunt în formă, doar că așa, da, mai sunt apele alea, tulburi și uh, ca orice om cum a fost tranziția din 97 când a intrat și au mare rău de tot, mare diferența, Predu 2, bună seara. Voi puteți învăța din greșelile lui Marius, nu să faceți ce a făcut Marius, a dat valurile tinereții, da, valabil la toți. Narcisa, bună seara. Lăsați-l pe Toma Florenții, lăsați-l să vorbească. Lăsați-l să vorbească, că e și el al nostru. Mircea nebunul, ce să fac dacă îmi place de profa de română? <laughs> să te duci să-i spui? Doamna, mie mi îmi place de dumneavoastră cum predați. Că dacă îi spui ceva, s-ar putea să fie matriculat. Știu să fac și cozonaci și checuri. Deci, diploma mea pe care trebuia să o iau dacă terminam școala și nu venea Revoluția, era de cofetar bucătar. Și apucat să fac vreo doi ani și ceva din ea. Ah, Daniel Militar, bună seara! Da, muncesc la ADP-ul. Strâng noi după stradă, nu mi-a fost greu. Într-o lună l-am găsit. Bine, m-a ajutat și primăria pentru că mi-am dorit să muncesc. Îmi doresc schimbarea pe care o vedeți voi tiramisu, știu și tiramisu, am să vă fac tiramisu penal. Uh, limba... <laughs> Uite Mircea, nebunul spune la apropo că ți place limba P. Mai departe înțelegi <coughs> Oare cum au dus-o cei în partea aia Moldovei, te-ai cu cu vreunul din ei, eu personal, eu m-am întâlnit cu ei, au venit la Curtea de Apel, la, la Giurgiu erau pe a patra protejați. Tinericea e cea mai zbuciumată, da, important e să treceți cu bine peste. Mai ales dacă trec prin Balotești, stăm de vorbă la un soc ok, când vrei tu, nicio problemă cu, cea mai mare, cu cel mai mare drag. Sunt permis să în cameră? Da, acum da, înainte nu. Denis Cozac, da, să știi că mi-a mai spus cineva, mi-a mai dat cineva ideea asta, dar eu cred că nu este bună ideea de a face vloguri din locurile în care am făcut eu prostii. Uh, Preda Nicolae, copetar, poate bravo, când faci tiramisu. Uite, mâine seară vă fac tiramisu penal și poi mâine seară, paste. Nu am fost la Pentecabor, Gabor, bună seara, nu am fost acolo. <coughs> Da, Marian terminat-o, zice că vrea să belească, ajutați-l voi, dați i voi ca să belească, că îi place. Aprinde lumânare pentru țigare, că dai gata bricheta. Ce? Nu e bine să aprinzi la lumânare, tati. Marcatona, bună seara. Uh, Marius, mi-ai trimis doar o parte din carte. Nu, e primul volum. Alexandru Colceanu, bună seara creați icum bună seara. Îmi place și muzica hip-hop. Rock-ul, doar baladele îmi plac de la rock. Proștii depinde de care nu se referă la fapte, da. Iam, iam. ti seara. Mâine seara, Gabriela. Iam, iam. Cum crezi că o duce Leo de la... m-ați ah, întrebat de o mie de word, Leo. Lăsați-mă cu Leo că... Făceam și în cameră și la sala de sport. Da, la ne categoric, Anel. <laughs> Pe apata erau doar GSR și pedepse mari când au schimbat. Suflet păcătos, papata întotdeauna apoi fost pedepse mari și protejați. Mergea nebunul 300 de lei, adică, nu uita de aia 300, adică. Da, Leo, 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 cum o duce Leo? Dar mai pot să dă Leo. Cum o duce? Ca la pușcărie. Când a băgat mâna și a furat de la săraci și amărâți, trebuia să se gândească. Sunt arestat la domiciliu urmează apelul, m-au condamnat 3 ani și 10 luni pentru trăhărie, care practic a fost în dar am vreo șansă să scap cu suspendare la apel, răspunde te rog, Gabor Gaber, Gabor Gabor, gabor. <coughs> pentru tâlhărie? Nu, no. nu cred nu știu, nu ți-a jurit, Doamne ferește, nu doresc la dușman de dușmanii mei să facă pușcărie, pentru că na. Dar e faptă cu violență. Acum na. Mai contează și dacă nu s-a constituit parte civilă și alte lucruri. Înțelegi, dacă ți-ai recunoscut fapta de la început. Un live la fotbal, miza un bax de sub cap, ok? Mai Petre, nu cu, cu, cu baxul. Ar fi fai să facem un video unde facem tiramisu sau ceva rețit împreună. Da, preda nicola, ar fi frumos. A fost și eu pe a patra la GSR, să nu crezi că am fost la protejați. Am înțeles, nu, dar nu ți-am zis asta. Florin Bardaș, Leo Sifonu. <laughs> Mihai, salutare! Cam târziu, domnul Mihai, după ore și 35 de minute, ați avut treabă, multă treabă. Vedea vreodată de un homosexual la pușcărie să se dea la tine? Da, am dat, normal că am dat. De deci ce să te mint? Ai golănit puțin, urât din partea ta. Nu e cu violență, e constrângere psihică, prejudiciul l-am returnat integral și nu se mai constituie parte civilă. Avocatul meu e Pavel Abraham. A. Ah. Da, ai șanse mari să-ți din pedeapsă. Da. La cum l-am văzut eu pe ăsta că pledează, să nu crezi că dacă e cunoscut e... wow. Da, ah, sunt Marc Catona, dați like. Vă să știți că eu v-am răspuns la toate, la toate, la toate, la toate întrebările voastre. Și sunteți 175, ați fost 206 la toate v-am răspuns și continui în continuare. Abraham e un hoț, uite, vezi? Cine spune, nu spune, o Matei pete, trădător de neam și de patrie, securist, normal. Florin Barda, salutare, o seară bună și ție. La pușcărie nu e ca la copetărie, te dai cu capul de pereți până rămâi singur, mănâncă pâinea cu ceapă, <laughs> da, să fii liber acest. <laughs> Da? Așa este, da. Mulțumim mare de atenție, și te pup și eu vă pup pe toți. Și atunci ce dracu să facă? Toți spuneau că el e cel mai bun. Peste șapte zile îmi vine apelul pe cap. Gabor, eu spun să nu crezi că dacă e cunoscut și tu știi mai bine ce ai de făcut. Preda Nicolae, la orice oră și la... Eu de la 5 jumate sunt treaz. Uh de mâine, po, nu de mâine, po, fiecare zi pot să mă sun la orice oră, nu e o problemă. Nu, Vlad, nu mai sunt prieteni, nu mai vreau prieteni. În 16 ar fi bun. Ha, <laughs> nu crezi că e cam târziu cu 16-le? 16-le și cum se face la început așa auzeam la drogația. Au făcut a la pușcărie un an când era și el tânăr și am zis să-mi povestească și mie cum era acolo. Și nu-mi zice absolut nimic. Oare de ce? Pentru că nu vrea să bagi la cap prostii. Ai înțeles? Vrea să te țină departe de acele locuri. Deci nu au parte de femei la pușcărie? Da. Raul Tomea, da, au. Nu mă lasă inima. Păi... Am înțeles. Și nici să nu-l faci. Deși acum ți-am spus că la pușcărie ăștia cu droguri leagă părinți, copii, neamuri, să leagă între ei. Dacă e prima faptă, prejudiciul acoperit și nu se mai constituie parte civilă, 90% trebuie să-ți i suspendare. Mâine plouă, ce faci, cum îți faci sectorul umbrelă pe renou. Am o geacă, dar e impermeabilă. Uh, predu, celălalt la 16, să legi pe unii cu droguri. Prima dată v-am sculat cu foarte mulți ani în urmă la emisiunea Condamnației. Atunci nu v-am dat nicio șansă. Respect pentru înțelepciunea pe ce o aveți. Orice ființă are și o parte bună în suflet. Așa este, da. Călimbiță, îți place salata de dof? Dacă nu-i place. Bun, eu uh, stați o secundă, așa că <laughs> suflet păcătos. A, așa, gata, te-am găsit. Uh, eu uh, trebuie să mă retrag și eu. Uh, mai am și altă treabă, după aia mă bag la son, Bob, o salutare. Uh, ca de obicei vă spun la toți să fiți iubiți. De cei dragi vouă, să fiți cu minți și cu minte, Toma Gheorghe, ai auzit, Toma? Și ne auzim mâine seară la un tiramisu penal, da? Noapte bună tuturor!